Persoanele încadrate în grad de handicap grav și accentuat care aleg să deconteze carburant nu mai primesc bilete de transport. Decontarea carburantului se face în baza unei cereri. Suma decontată va fi egală cu prețul unui bilet de tren interregio pe traseul declarat de beneficiar. Opțiunea nu mai poate fi schimbată în cazul în care beneficiarul se răzgândește că ar vrea decont pe combustibil, dar a solicitat între timp biletele de transport. Bineînțeles, suma decontată va fi egală cu prețul unui bilet de tren. Pentru gradul 1, grav, se decontează 24 de călătorii pe an, maxim 1500 de lei, iar la gradul 2, accentuat, 12 călătorii pe an, maxim 750 de lei. Este important de precizat pentru beneficiarii noștri, pentru că, din păcate, am observat că există niște nelămuriri pe această temă. Important de precizat, cum ziceam, este faptul că, deși un beneficiar vine cu un bon de motorină de 100 de lei, să spunem, pe distanța Drobeta-Turnu-Severin-Timișoara, legea nu ne permite să decontăm valoarea integrală a acestui bon, ci doar valoarea din prețul unei călătorii pe aceeași rută. Ca să fim și mai exacti și mai expliciți, dacă călătoria cu trenul pe distanța Drobeta-Turnu-Severin-Timișoara face 57 de lei, asta este suma pe care o putem noi deconta, chiar și dacă, repet, beneficiarul vine cu un bon de motorină sau, mă rog, de combustibil de 100 de lei. Este important de făcut această precizare, cum spuneam, pentru că, din păcate, aici există, din ce am constatat, cele mai multe neclarități și cele mai multe greutăți în a înțelege situația. Cererea de decontare se depune la Serviciul Evidență Beneficii Sociale de pe strada Matei Vasilescu, numărul 12A din Drobeta-Turnu-Severin, în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei și este însoțită obligatoriu de bonul sau bonurile fiscale de carburant ștampilate. Dacă valoarea bonului este mai mică decât valoarea biletului CFR, echivalent pe ruta declarată, atunci se decontează valoarea bonului. Dacă suma maximă a fost decontată fără a se efectua numărul de călătorii, călătoriile rămase nu se mai decontează în cazul în care s-a efectuat numărul de călătorii, iar suma maximă nu a fost atinsă, restul sumei nu se mai decontează.